Azi vreau să vă arăt o clip din piața Turda, piața Turdeană. Aici am venit un pic în Turda și am intrat un pic prin piață. Vă arăt un pic prin piață, piața e goală. De obicei, acolo ne-a sunt niște tarabe cu haine, dar se pare că astăzi, de 1 mai, oamenii sunt liberi. Să dăm o tură să vedem în piața de alimente dacă este cineva, cam ce este prin piață. Să vedem. Este varză, este de toate. Oamenii s-au vând la piață. Sunt ridic, sunt de tăche. Restul magazinului văd că sunt închise. Cred că farmacia, nu știu, magazinele, dacă mai sunt pe tarabe acoperite. Cam asta e piața din Turda. Văd că aici e închis. Cam închise toate. Închis și la Brio. Tarabele încărcate. Să mergem un pic așa mai pe umbră. Să vedem mai bine. Cartofi, varză, de toate ele sunt. Numai cumpărători nu sunt. Asta e intrarea a doua de la piață. Aici e un pic greu drumul, dar e regulă, restul toate sunt. Cam pustiu astăzi, de 1 mai, pustiu prin piață. Nu sunt nici cumpărători, uite doamna, cred că închide deja. Pentru că cam adună marfa. Asta e. Aici se iasă din piața centrală agroalimentară Turda, Consiliul Local Turda. Ok. Vă las.